Bună dimineața, vă salută Tatiana. Deoarece este frig de acum, astăzi dimineața voi lucra pentru dumneavoastră, la cerere, o pereche de mitene. Cine nu știe ce sunt mitenele, sunt acele mănuși care acoperă mâna doar până aici, deci degetele rămân libere. Sunt folosite foarte mult în ultimul timp, deoarece având degetele libere, avem manualitate în ceea ce facem și în același timp mâinile sunt protejate. Eu voi folosi acest fir Lisa Lurex și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Proiectul în sine nu va fi greu, va fi ușor de realizat și de aceea eu propun să începem și pentru început vom lucra un număr de 30 de ochiuri de lanț, nu strânse, legere, după care vom continua lucrarea noastră. Deci, 30 de ochiuri de lanț. Acum, țin să precizez că aceste 30 de ochiuri de lanț sunt obligatorii. În funcție de grosimea pulsului, fiecare dintre dumneavoastră va adăuga un număr de ochiuri de lanț multiplu de 4. Poate să fie 34, 38, 42 de ochiuri de lanț în funcție de pulsul dumneavoastră. Eu am nevoie doar de 30. Din acest moment eu voi face 1, 2 ochiuri de lanț, după care voi lua firul pe croșet și voi intra în primul, al doilea, al treilea, în cel de-al patrulea ochi de lanț de la croșet și voi face un picioruș dublu redus. Voi continua cu piciorușe duble reduse pe întreg parcursul rândului. În același timp veți număra și ochiurile de lanț, piciorușele de fapt, să fiți sigure de numărul acestora. Pentru că este nevoie să avem un număr, așa cum vă spuneam, divizibil cu 4. Deci vom continua singure, făcând acest rând de piciorușe duble reduse. Am lucrat cele 30 de piciorușe duble reduse. În acest moment voi închide rândul în cel de-al doilea ochi. Din primul picioruș vom pune în cerc lucrarea noastră și voi închide cu fir alunecat. Acum voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi sări 1, 2 ochiuri de bază, voi intra în cel de-al treilea și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași ochi de lanț din rândul anterior, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. M-am exprimat prima cu ochi de lanț, în mod greșit. Din nou firul pe croșet și voi număra 1, 2, 3 ochiuri, 3 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al patrulea și voi repeta din nou. Două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Trebuie să fiți atente când numărați piciorușele, să nu greșiți. Și din nou, 1, 2, 3, vom intra în corespondența celui de-al patrulea și vom repeta
Deci, în felul acesta, noi vom merge până la sfârșitul rândului. Două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble. Veți vedea că modelul este foarte ușor, se lucrează foarte repede și este accesibil doamnelor începătoare. Deci, noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului, voi face ultimul grup de piciorușe duble. Însă, dacă am lucrat corect, trebuie să ne rămână aici, la sfârșitul rândului, două piciorușe din rândul anterior. Și acum eu voi număra 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea și voi lucra în același mod. Deci două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble. 1 și cel de-al doilea. Iar aici, într-adevăr, mi-au rămas două piciorușe din rândul anterior. Acum voi închide rândul 1, 2, 3 în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Voi lucra din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. După care voi intra în spațiul format din ochiul de lanț din primul grup și voi lucra aceleași două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, două piciorușe duble, după care ne vom îndrepta către următorul spațiu și în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului și a rândurilor următoare. Deci, după cum ați văzut, vom începe cu piciorușul dublu și apoi vom continua în acest mod. Întotdeauna aici trebuie să avem acest picioruș dublu, după care continuăm lucrarea în mod normal. Odată realizat primul rând, ne va fi foarte ușor, nu mai este nevoie să numărăm. Singurul lucru pe care trebuie să-l numărăm sunt numărul de rânduri pe care trebuie să le executăm pentru a ajunge aici. Eu, de exemplu, știu din experiență că am nevoie de un total de 10 rânduri. Deci, totalul pentru mâna mea sunt 10 rânduri lucrate în acest mod, inclusiv acesta primul, fără piciorușele duble reduse. Deci am deja cel de-al doilea rând. Vom lucra singure. Când voi ajunge la capătul rândului, vă voi arăta din nou, după care vom continua. Am ajuns din nou la capătul rândului, am lucrat ultimul grup de piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Așa cum vă spuneam, voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat, mă îndrept în sus 1, 2, 3, cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi voi intra întotdeauna în ochiul de lanț de separare din mijlocul grupului de piciorușe din rândul anterior și am lucrat două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, după care firul pe croșet, explic pentru doamnele începătoare și voi intra din nou în mijlocul grupului următor, lucrând același număr de piciorușe duble, două, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Așa cum v-am spus, eu am nevoie de un total de 10 rânduri, dumneavoastră veți măsura după mânuța dumneavoastră și vom continua să lucrăm singure. Ne vom întâlni în momentul în care va trebui să facem separarea pentru degetul gros. Deci, ne vom reîntâlni, vom lucra în modul acesta.
Eu am lucrat cele 10 rânduri de care am nevoie. Deci, pentru mâna mea, atât este suficient. Vedeți, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom continua. Deci, am lucrat 10 rânduri, am ajuns la capătul celui de-al 10-lea, l-am închis. Nu am lucrat prea larg pentru că apoi nu va sta bine pe mână. Deci am închis în mod normal. Acum voi face cele 3 ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet, voi intra în primul grup și voi lucra ca și până acum. Două piciorușe duble. Un ochi de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble și de jur împrejur avem un total de 7 astfel de evantaie, să le numim. Noi vom lucra doar 5 dintre acestea. În momentul în care vom ajunge și vom lucra și pe cel de-al cincilea, ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea, pentru că acum trebuie să facem locul pentru degetul gros. Deci noi vom continua, am două. Cel de-al treilea grup este acum. Pe cel de-al patrulea. Acum cel de-al cincilea grup. După cum vedeți, mi-au rămas două grupuri până în locul unde închidem rândul. Ce vom face în acest moment? În funcție de grosimea degetului dumneavoastră, vom sări unul dintre grupe sau unul și jumătate. Depinde cât de gros este degetul dumneavoastră. Eu am nevoie doar de un singur grup, pentru că degetul meu nu este prea gros. Și cum voi proceda? Voi lua firul pe croșet, deci voi sări primul grup, voi intra în primul picioruș dublu din corespondența grupului următor, deci grupul numărul 7, voi intra aici. Și voi lucra ca și până acum, două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior, un ochi de lanț, două piciorușe duble, după care voi continua rândul în mod normal, lucrând în ochiul de lanț de separare, cele două piciorușe duble, ochiul de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, după care voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Astfel eu mi-am realizat deschizătura pentru degetul meu. În cazul în care aveți degetul mai gros, veți intra direct în spațiul format din cele două ochiuri, din ochiul de lanț singur. Voi pune pe mână să vedeți. Uitați-vă, pentru mine este suficient.
nu am nevoie de mai mult. Dacă este prea larg, atunci va cădea, se va lăsa de pe mână și nu-mi place. Deci, așa cum vă spuneam, în cazul în care aveți degetul mai gros, nu veți intra în corespondența acestui prin picioruș, ci veți intra exact pe mijlocul ultimului grup. Iar acum vom continua lucrând în mod normal, de jur împrejur. Eu voi face, în afară de acest rând, voi face doar unul singur. Dumneavoastră veți măsura în funcție de mâna dumneavoastră. Deci aici mai întâi mă voi ridica cu 3 ochiuri de lanț, după care voi continua în mod normal, exact cum am lucrat până acum. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a închide lucrarea. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide ca de obicei în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, voi scurta firul, voi închide lucrarea, după care capătul acestui fir îl voi ascunde. Acesta este unul dintre cele mai simple modele și mai rapid de mitene. Bineînțeles, modele sunt foarte multe, o multitudine și apoi e destul să lăsăm fantezia să lucreze și să decorăm în modul în care dorim noi, dacă dorim să decorăm aceste frumoase, care ne sunt foarte folositoare, așa cum spuneam, în zilele reci de toamnă. Iar, bineînțeles, pentru iarnă se pot lucra fără găurele, dar la momentul potrivit vom vedea ceea ce avem de făcut. Eu am ascuns acest capăt de fir aici, acum îl voi scurta. Voi ascunde și capătul de fir de la începutul lucrului. Să-i dăm siguranță, în modul în care să îl ascundem. Iar dacă dorim pe partea de sus, putem face un rând de piciorușe scurte pentru a-i da mai multă stabilitate. Însă eu sincer rămân la această opțiune. Mă gândesc că piciorușele scurte ar strânge prea mult partea superioară. Și acum să probăm să vedem ce am obținut. Între timp, bineînțeles, eu am lucrat-o și pe cea de-a doua. Uitați-vă ce fain arată, ce frumos arată, scuzați. Mie îmi place. Sper să vă placă și dumneavoastră să îmbrățișați această idee. Bineînțeles, așa cum vă spuneam, dacă doriți aici puteți să puneți o aplicație. Eu prefer lucrurile mai simple, nu prea mult împodobite. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți și, fiind prezentate acestea, eu închei ca de obicei cu aceleași urări. Vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine cu noi tutoriale. Vă salută Tatiana, la revedere!